Salut, salut și bine v-am găsit oameni buni la un nou episod și astăzi ne aflăm din nou pe canalul celor de la LEGO Pentru că aceștia au scos 4 noi videoclipuri referitoare la noul serial LEGO Ninjago Nu sunt neapărat niște trailere, sunt mai mult așa niște shorturi, niște videoclipuri scurte care uh, sunt destul de interesante, destul de interesant de văzut Nu m-am uitat încă la ele și haideți să începem cu primul dintre acestea. O să dau și subtitrările. Hai să dăm în română, bineînțeles. Traducere automată și avem aici toate limbile pământului. Română, ok. Așa, ca să înțeleagă toată lumea. Ok, ninja se antrenează. Prima dată ne vom uita la viteza obișnuită, după aia vom da cu un așa cum v-am obișnuit până acum.

Va veni în curând. Deci nu zic că un nou, se un nou sezon LEGO Ninjago, noi episoade din LEGO Ninjago, ci o nouă serie LEGO. Va veni în curând, deci se pare că se adeveresc aceste zvonuri în care spunea că va fi un nou serial LEGO Ninjago. Știu că LEGO a făcut și ceva cu niște postere care trebuiau puse cap la cap și acolo scrie ceva de Ninjago United. Și hai să dăm... Nu știu dacă o să dau neapărat, hai să dăm puțin cu cetinitorul uh, la 0.75 și voi opri sunetul uh, pentru că mai avem patru, mai avem încă 3 videoclipuri și ar lua prea mult dacă am dat chiar foarte încet. Însă îmi plac foarte mult costumele pe care le vedem la Ninja, arată super bine cu auriu și uh, culorile lor standard, mai ales Nia pentru că are din nou logo-ul ăsta de Samurai X. Și dacă ne întoarcem, ia să vedem. E purașul ăsta, foarte drăguț. Și vinea unul pe dragon și nu mi-am dat seama cine este. Hai să punem pauză să vedem exact. Ăsta pare a fi dragonul ăla lui Lloyd, adică așa arată. E Cole ăsta oare? La ce merge Cole pe dragonul ăsta? Hmm. Ok, avem o mașină crocodil, Da, ăsta pare un vis nebun. Mai am și o vise de genul ăsta, din când în când. Uh, ceva robot. Huh! Asta e o referire la Ben 10? Ia stați așa. Asta trebuie să fie o referire la Ben 10. Deci uitați-vă aici, la logo-ul ăsta. Seamănă cu logo-ul lui Ben 10, mai ales din Ben 10 Omniverse. Cred că așa se chema unul dintre cele mai noi sezoane. Ok. Poate doar îmi pare mie, dar... Parcă e prea asemănător și cam ăsta a fost uh, primul episod. Haideți să trecem la celelalte să vedem ce, ce vom descoperi acolo. Și următorul videoclip se cheamă Tocmai ce am avut cel mai minunat vis. Uh, visul anterior, cel al lui Kai, se chema Tocmai am avut cel mai ciudat vis. Și ăsta este visul Nii, să vedem ce a visat Nia. Uh, pentru că ea, ea apărea în thumbnail. Ok, avem pe Nia foarte frumos. Asta e așa că am uitat sunetul și viteza normală, bineînțeles. Îmi plac pijamalele din Joacă biliar ninja. Asta e ceva nou. A, mă, asta. Sper să nu-mi iau copyright. Ar fi, ar fi aiurea. Mă, am voi. Hai să dăm mai încet, totuși. Okay. Deci visează chestii minunate. Deși și visul ăsta mi se pare foarte ciudat. Visează practic într-o altă lume. s putea ca visele astea să aibă... s putea să aibă legături cu realitatea. Nimeni nu a ascultat nu, opinia, din păcate. Deci ceva minunat urmează o lume a celor mai... Cum a zis? O lume a celor mai, cum să zic, celor mai interesante vise ale tale, cele mai wildest, cele mai nebune vise ale tale. Sper că n-am dat prea tare. Și hai să nu uităm din nou, puțin mai încet, să nu ratăm detalii. Ok, Mănăstirea Spingițul, minunată, am setul ăsta, super, super tare. Îmi plac pijamalele ei. Nu prea sunt multe de văzut, nu e ca în trailerele anterioare unde poate ratam ceva, Ninja se joacă biliard, la o bilă, frumos și după aia mergem în lumea aceasta. Ok, avem niște oameni ciupercă, avem niște cerbi cu flori pe ei și o lume plutitoare, o insulă plutitoare. Asta mi-aduce aminte de sezonul cu Nadakan. Să aibă vreo legătură, oare ceva bufniță, Și cam asta este visul și acum Nia este furioasă că nu a băgat-o nimeni în seamă și Jay, văd că Jay se cam ascunde pentru că știți și voi nu, nu vrei să-ți super iubita niciodată. așa, următorul vis este visul lui Zane și știți și voi din episoadele vechi, vechi, vechi că Zane avea tot felul de, de, vise destul de importante. A peculiar dream, a trebuit să caut pe Google Translate ce înseamnă, înseamnă un vis ciudat, practic, deci ar trebui să se asemne cu cea al lui Kai. Haideți să vedem exact. Să dăm sonorul. Să dăm viteza. Și ia. Are un coșmar, zein de data asta. Subtitrările. Cred că am uitat de subtitrări. La videoclipul trecut. Da, nu e problemă. De ce nu mă rămâne pe română? Subtitrări. Dă-mă, frate, pe română. Uh, traducere automată, armeană, bulgară, cu hindi, nepaleză, ciurimpaleză, română, ok. Ce-a visat zi? nu traduce. Ok.

Da, văd că nu traduce aici la început ce zice, așa că o să vă traduc eu. A avut cel mai ciudat vis. Crede okay, spune că este neapărat să... Este obligatoriu să porți o centură. Atunci când ești transportat prin tărâmul viselor. Și avem ceva buz nebun și ceva rechin și dragon. Și avem mai muta care are și cască de astronaut. Și care e faza cu rechinul ăsta? Uitați-vă și voi. Deci e un rechin... Oh. De data asta chiar trebuie să dăm cu viteză foarte, foarte mică. Deci vedeți chinul și are un fel de ochi, e zici că e ochiul lui Sauron ăsta. Wow, chiar habar n-am ce se întâmplă în sezonul ăsta nou sau în serialul ăsta nou. Ușor cu dinții lui Zain. Hai să dăm mai înainte când vedeam uh, astea. Deci avem autobuzul ăsta foarte ciudat. Și autobuzul este urmărit de un rechin cu casă deasupra, să o sunetul, că n-are sens. Și ia stați așa, că e ceva, e ceva interesant aici. O, ia uitați ce secret am găsit, uitându-mă la viteză foarte mică. Mamă, ce bine l-am prins. Deci avem ceva răufăcător aici, care e călare pe un unicorn diabolic. Și vedeți care din nou ochiul. de deci s-ar putea ca ăștia să fie noi răufăcători din... Din nou serial, să fie ceva cu ochiul ăsta pe ei, un fel de armată nebuna lui Sauron. Vedeți că are ochiul și pe piept, îl are și pe cască și are și pe sabie aici și, și calul ăsta e niște ochi dubioși și chiar arată super tare și foarte interesant. Pare avea un fel de glugă combinată cu, cu o coroană, ceva, arată super tare. Chiar sunt curios care o să fie toată faza și ăsta pare a fi antagonistul principal și vedeți, se observă din nou acel ochi aici deasupra, dar nu știu exact dacă vor apărea sau e doar așa un vis nebun de al Zein, dar Zeina a avut vise care au fost destul de importante pentru povestea din Ninjago. Văd că aici în descriere spune că este încă o zi la mănăstirea Spingițul din lumea Ninjago, totuși ceva pare diferit, ceva se simte diferit. A, uite, văd că scrie mai mult. Deci ce modalitate de a te trezi? Zein a avut cel mai ciudat vis în care e zbura printr-un tărâm al viselor, care l-a făcut să cadă din pat. Ninja visează, dar asta a fost diferit. Ceva ciudat se apropie. Fi pe fază ca să descoperi lumea celor mai ciudate vise ale tare. Și după aia e descrierea standard pe care o avem la toate videoclipurile de la Lego. Da, pare a fi foarte interesant. Hai să vedem și ultimul videoclip și după aia o să tragem noi niște concluzii. Și ultimul vis este chiar al, uh, chiar al lui Sensei U care este cel mai scandalos vis, cel mai strigător la cer vis și poate să este cel mai important pentru chestia lui Sensei Wu, nu știu, urmează să vedem chiar acum. Hai să mutăm astea înapoi și să dăm pe, uh, nu viteză, subtitrările. E nervant că nu rămâne în limba pe care am setat-o. Uh, subtitrări traducere automată și dăm pe japoneză, bineînțeles că nu, ci pe română. Ok. Mai ce să nu-mi iau copyright sau ceva. Ok, sensei merge foarte îngândurat. <truz> <truz> Era și găina în visul lui. Ok, a visat. Mamă, asta e cumva... O să nu uităm după, de fapt. Iar ăsta. Mamă. Da, cred că ar trebui să Cred că ar trebui să bage mai puțin zahă, zahăr Sensei-u, ca niște vise cam ciudate. Ok, ăsta e cel mai interesant dintre toate. Chiar o să dau cu viteză mică, o să dau la 0,5. Uh, pentru că am văzut niște lucruri foarte interesante. Uh, hai să dăm mai încolo, că nu ne interesează. Avem găina. Ok, și după aia trecem în lumea viselor. Deci avem ceva lume din acadele, mi aduce aminte de lumea din Să înceapă aventura. Cine mușcă din Acadia? Dar, vedem aici o testoasă și asta pare a fi o, o dubiță din aia Volkswagen de hipioți. Bine, asta nu e ceva foarte important pentru universul Ninjago, dar mi se pare interesantă ideea. Și avem aici această bătrânică. Am pus puțin pauză pentru că mi se părea cunoscută femeia asta. Am crezut că e tipa aia care, adică bătrân aia care îi, îi dădea ceai lui Sensei Wu. Însă aia e mistache, nu este ea, doar seamănă. Uh, am crezut că are o însemnătate mai mare Dar ceea ce urmează mi se pare mai interesant În primul rând crocodilul ăsta Deci crocodilul ăsta era și în visul lui Kai Și este și în visul lui Sensei-u Și având în vedere că au visat același lucru Nu poate să fie o coincidență Înseamnă că lumea asta chiar există Și chiar este o lume în care Nu știu, în care pot să meargă cu adevărat Sau... Va fi interesant ce va urma și aici avem altă chestie interesantă. Vedeți și voi găina este făcută din cristale din astea, cum am văzut în sezonul Crystallized, aceeași estetică din asta de același cristal magenta. Din nou, sigur, e o referință la sezonul trecut. Și cam asta a fost visul. Da, dar ceea ce mi se pare cel mai interesant este asta, că acest crocodil apare și aici. Și Poate să fie o referință la Cima, pentru că acolo aveam tribu clocodilor și acolo aveam vehicule care erau jumate animal, jumate mașină, știți și voi cum, cum era. Mai ales că Lego Cima este unul dintre cele 16 tărâmuri și pe posterul acela, la care o să nu uităm imediat, se vedea ceva care mă duce cu gândul din nou la Lego Cima. Deci foarte interesant și acest videoclip, chiar sunt curios ce părere aveți. Aștept părerile voastre în comentarii să-mi spuneți, pentru că nu prea e cum să știi exact ce se va întâmpla aici, așa că vă invit pe fiecare să, să vă spuneți părerea jos în comentarii. Și uite posterul despre care vă spuneam mai devreme și vedeți acest personaj. E bine, personajul ăsta pac este desprins din Lego Cima, cu siguranță este o referire la Lego Cima și poate chiar aparține acestei lumi. În rest, vedem aceste personaje, adică ăsta sigur e Kai, pentru care și bandajul ăsta, ăsta sigur e Lloyd, că e cu ochii verzi, așa. În schimb, asta pare a fi Nia, de fapt, da, e Nia, care și alunița ei, însă nu știu cine e ăsta și nu știu cine este acest personaj, care arată foarte interesant cu urechile astea de pisică și avem și acest pui de dragon, deci va fi foarte interesant ceea ce urmează în Lego Ninjago. Nu sunt un mare fan al acestor glugi pe care le-au pe cap, arată... Arată mai mult ca o căciulă, parcă poartă un fel de fes. Nu, nu, mi se pare că arată ninja. Acum urmează de văzut cum o să arate minifigurinele fizice. Dacă vom avea în formă fizică aceste, aceste, elemente. Însă cel mai interesant mi se pare personajul ăsta care cu siguranță este inspirat de Lego Cima. Și sper ca Lego Cima să revină într-o formă sau alta. Adică să avem niște personaje din Lego Cima care se revină în acest nou serial. Cred că am spus mai devreme Ninjago United, de fapt la nu este titlu, Ninjago Dragons Rising, aparent așa se va numi următorul sezon, Ninjago United erau ceva zvonuri, însă cam ăsta a fost episodul, oameni buni, sper că v-a plăcut. Dacă nu vreți să ratați aceste episoade în care îmi spun părerea despre cele mai noi știri legate de Lego Ninjago, atunci abonați-vă și nu veți rata aceste episoade. Nu uitați să lăsați un like, să dați un share la prietenii voștri care sunt interesați de Lego Ninjago și dacă v-ați abona, m-ar ajuta foarte mult. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Noi ne auzim cât mai curând posibil. La revedere!